al penalilor. Bună ziua, ce faceți? Ați venit la concertul penalilor? Salut, Marin, nu sunt că... Păi cum, domnul Gelubișan? Sunteți cel mai mare susținător al penalilor de la televiziunea inculpatului Fugar Sebastian Ghiță. Marin, stați noi așa. Ne cunoaștem mai demn. Cu mine vorbește altcumva. Asta păi nu, nu, nu. Păi dacă faci, stați așa. Uitați aici, vedem pe domnul Gelubișan. Mai sunteți în PMP? Nu, am fost excluzat. L-au dat afară, da. Domnul Gelubișan a fost în PMP și cam de pe când a început DNA-ul să o ia pe infractoarea Udrea, știți că e infractoare Udrea, e Fugară. Așa. O sfătuit să vină acasă, să vină în țară? Așa. Continuă. O sfătuit să vină în țară pe infractoarea Udrea? Continuați. Păi nu vă întreb, o sfătuit să vină în țară? Nu, continuă. Nu, unde să? Nu sfătuit. Am înțeles. Asta e justiție, deci domnul Gelubișan nu pe tine te ridică acum cineva de pe stradă. Gelubișan, dar dacă pe tine te ridică acum că ne cunoaștem de vreo 10 ani amândoi. Stați că eu n-am furat, eu nu sunt politician. Dar ce am furat? Eu n-am fost în viața mea anchetat, n-am fost în viața mea cercetat. N-ați fost anchetat pentru viol așa? Niciodată. E, asta e. Niciodată n-am fost. Uitați, acum aveți ocazia să explicați oamenilor. Ați fost anchetat condamnat pentru viol? Niciodată. Păi și de ce se spune asta despre dumneavoastră? Pentru că sunt unii la fel ca tine care, nu ca tine acum, că tu acum vorbești cu mine. Sunt unii care interpretează anumite lucruri cu răutate. Au luat un nume al cuiva care a fost condamnat pentru o faptă penală, eu nu spun pentru ce. L-au luat, omul a fost în Vâlcea, e din Vâlcea săracul. Și nu sunteți dumneavoastră? Nu, nu sunt eu. Și de ce n-ați dat în judecată pe toți ăștia? Că sunt persoane publice. Dar de ce să-i dau în judecată? Păi vă acuză de ceva ce n-ați făcut. Păi nu, am prezentat dovada că am prezentat dovada că nu este vorba despre mine. În perioada aceea eram consilier parlamentar, lucram, aveam servicii. Deci nu lucrezi și tu, tu ce servicii ai? Mai departe. Uitați aici, în interesul publicului. Nu, dar ei bani de undeva. Bot Mălin SRL, ați auzit de asta? Și cât ce salariu? E o glumă, nu. Ce salariu ai? Intrați pe Google, căutați Mălin Bot plus Patreon și vedeți exact ce trăiești. Mălin, din ce trăiești? Mălin, din ce trăiești? Din publicitate online și din contribuțiile... Hai mă, Mălin, asta e. Din ce trăiești? Cititorilor mei. Dar din ce trăiești? Intrați pe Google, din ce... Trăiești de Mălin Bot și găsiți acolo. Dar hai să nu schimbăm. Ce salariu ai, Mălin? Că eu am un salariu la firma mea, sunt angajat și muncesc de saloc. 4500 de dolari luna trecută. Tu? Da. Băi, da, să vin și eu la firma asta. Ați auzit? Jurnalism independent se cheamă, domnul Bisan. Nu, ceea ce nu spune Mălin este că ne cunoaștem amândoi, da? Păi, de când, de calitate de jurnalist, de când, politician. De când erai la evenimentul zilei, nu? Da. Și de când erai împotriva, Mălin, de când erai împotriva abuzurilor de orice fel. Nu știu de cum te și împotriva corupțiilor, domnul Bisan. Dar crezi că e cineva în România care nu e împotriva corupțiilor? Dovediți? Păi eu cred că dumneavoastră, de exemplu, sunteți un propagandist al mafiei din politică. Hai, fii atent să spun. Prezent toată ziua la televiziunea unui inculpat. Mălin, nu țipa, că Mălin, s-aude urât. Ghiță, vin o țară, Ghiță! Lasă pe Sebastian. Stați așa, stați. Televiziunea e televiziune indiferent de patron. Ghiță, vin o țară, Ghiță! Da, bine. Stați așa, să vă adu nu-ți face numărul cu mine, că nu mai stau de vorba cu mine. Dacă vrei să-ți faci numărul, Mălin. Nu, domnul Vișan, eu atâta vreau, să deci Udrea e infractoare, că ai luat apărarea, v-ați rupt hainele de pe ala televiziunea lui. Ești pe live. Vrei să vorbim față în față amândoi? Păi da, păi bun, trebuie. Îmi pui niște întrebări. Udrea e infractoare? Vrei să-ți răspund la ele? Da, răspundeți, Udrea e infractoare? Mălin, 1. Ce e cu asta? Ce e asta? În opinia mea... Nu e infractoare. Fii atent. Haideți să spun ceva. Dacă tu, de exemplu, știi ce știu eu, și anume că președinta completului de judecată, doamna Popescu, cu 6 luni înainte de a se pensiona, a fost forțată să grăbească acest proces. Și atenție, Mălin, nu a luat în considerare niște probe care au fost duse în instanță cu 2 săptămâni. Probele se refereau la protocoale. Ție-ți convine despre aceste protocoale? Mălin, ești jurnalist. Da, îmi convine. Îți convine că securitatea, că SRI-ul face justiție? Da, toate instituțiile statului trebuie să continue la stăpirea corupțiilor. Nu există. Mălin, toate serviciile secrete, stat, toți, nu, trebuie Mălin, să stăpească corupția. Nu, Mălin, într-un stat, asta o spunea Stalin, ca să știi. O spunea Stalin. Stalin spunea așa, vreți să executați pe cineva? Și o spune ăla din Corea de Nord, corupție. Mălin, încă o dată îți explic. Doamna Udrea este o tipul persoană tău, cu posibilități financiare, ascultați-mă. Tipul tău, habar n-am, ce crezi că i-am văzut conturile? Cum spui că ai 4500 de dolari? Că te plătești. Credeți că e săracă doamna deci, Udrea? Chestia asta pe care o faci să aducă 4500 de dolari pe lună, cum ai spus ceva credeți mai devreme? Credeți că e săracă doamna Udrea? Păi tu ești sărac 4500? Eu n-am, eu muncesc din starosti din cap. Nu, nu, vorba de mine. Am 3000 de kilometri cu mașina. Discuția, am 3... Nu. Nu, păi doamna Udrea e săracă? Tu ești sărac? Dar nu vorbim de mine. N-am, nu m-am uitat în contul ei nici care nici doamna Udrea n-a avut avocați în procesele dânsei. Eu zic că a avut avocat. Nu, încă o dată îți spun, dar n-au vrut să ia în considerare probele prezentate. Și de aia dumneavoastră sunteți toată ziua la televiziunea inculpatului. Eu sunt. Nu, televiziunea. Să vorbiți toate prostiile acolo. Toate manipulările, lua Andronica, lua Ghița, televiziunea nu este a cuiva, televiziunile României. Și tu când lucrai la evenimentul zilei, așa, da. Și cei care lucrează la realitatea acum, da. Sunt la inculpatului, cum îl cheamă, infractorul ăla cum îl cheamă, patronul. Nu știu. Cum? Păruca, Păcuraru. Așa. Eu nu spun de domnul Păcuraru că este infractor. Eu spun că...
Da, da, vedeți că realitatea pe, nu face o politică împotriva sistemului judiciar. Da, la realitatea poți să te duci și la România TV, nu? La România TV, e vorba de politica editorială. Atenție, televiziune. România TV și Antena 3 sunt cele mai mari ventilatoare de mizerii și minciuni împotriva sistemului judiciar. Tu vrei să te auzi singur, că nu mai stau cu tine. Vrei să te auzi singur? Nu, 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 păi auziți că auziți pe live pe Facebook, care problema, vă auzi. Da, puteți să ne auzim și să ne respectăm părerile. Vă simțiți bine apărând corupția? Apărând, nu, mă simt bine apărând statul de drept. Păi apărați-l, domnul Vișan, apărați-l, nu apărați pe Dragnea, nu apărați pe Dragnea, are palat, cu ce l-a făcut? E treaba lui fiecare ce are, domnule, treaba lui, a furat. Fiecare pentru ce a făcut să plătească. Păi atunci să plătească. Păi să plătească. Dar nu să trimite, să aducă oameni, sute de mii de oameni. Și cine vă deranjează? Păi mă deranjează cu autocar, de unde are el, da, să plătească. Fiecare își plătesc, am înțeles. Și eu am fost la un partid politic, când erau 10, 20 de mii de oameni, 30 de mii. Păi cum să plătești? Sute de mii de oameni să vină aici să strigă sus Dragnea. Au organizații locale, au tot ce le trebuie. Nu cred că o să strige sus Dragnea, o să strige ceea ce și eu spun. Așa? Da? Dumneavoastră nu vă place ca într-o țară să fie lege? Au guvernul, au parlamentul, Mălin, să facă legile. Vreau să te mai întreb ceva, Mălin. Astfel încât să nu le conteste Mălin, nimeni. Mălin, vreau să te mai întreb ceva. Stați așa, stați în fața oamenilor tăi. Pe care îi salut cu drag. Pe unii dintre ei, noi aia violenți. Că știi că nu face de eu la altul violent. Da. Dar nu vreți să știți ce vă scriu oamenii aici. Dacă vă arăt, cred că dau o să facem un atac de pani. Dau ce părere are Mălin, poporul despre noastră. Da. Mălin, lasă, poporul nu sunteți voi. Poporul suntem toți. Da? Nu cumva să credeți că voi sunteți poporul. Da, da, Mălin, tu nu ești poporul. Mălin, tu nu ești poporul. Tu ai 4500 de dolari de la firma ta. Infractoarea Udrea pe care dumneavoastră apărați. Păi eu spun că e nevinovată. Infractoarea și am părerea asta. Când a plecat din cauza abuzurilor justiției. Abuzurile, da, săracul o vină. Poți să răspund la o întrebare. În concepția ta, un om este vinovat în momentul în care are o sentință definitivă de condamnare pe ceva. Așa. După ce are această sentință definitivă, are dreptul să se și îndrepte? Sau este vinovat în momentul în care spui tu că e vinovat? Tu mă limbot. Păi nu are ce mai căuta Elena Udrea dacă are sentință. Domnul Vișan, deci treaba e așa. Dragnea, infractor condamnat definitiv și irevocabil, aflat în termenul de încercare. Nu vrea să se îndrepte, nu vrea infractor. Să încalece judiția. Nu există infractor. Ba da, e infractor, e condamnat. E condamnat ca orice cetățean. Condamnatul este infractor. Cu suspendare. Așa. Elena Udrea, Elena Udrea, prietena dumneavoastră, stăpâna noastră. Nu. Aveți o relație de... Te rog frumos. Așa mi se pare. Vezi că poziția noastră. Vezi că eu în viața mea... Eu cred că Udrea este stăpâna noastră. Eu cred că stăpânii... Eu așa cred. Mărin, eu cred că stăpânul tău e Soros, e bine? Și că-ți da bani, ca să faci chestia asta. Puteți să credeți, da. Nu ai de unde să trăiești și trăiești din chestia asta, e bine? Puteți să credeți, e bine? Tu, spune tu alor tăi de unde iei banii. Când o fi hotărâș de spătorească, când o fi hotărâș de spătorească că Soros este stăpânul lui... Soros este de bani, da? Soros n-a fost nici ministru România și nici n-a furat de oameni, dar Udrea stăpâna dumneavoastră. Eu cred că dumneavoastră... Mălin, pentru cine pregătiți voi Rocia Montana? Voi pregătiți, să-i o dați lui Soros. Cred că vă ține Udrea... Ține Udrea, nu, gata, ai prostit. Udrea e infractoare, e infractoare, nu? Mălin, nu. E Udrea infractoare. Păi cum, e condamnată definitiv, gata. Am spus că nu. Păi a dat în alta curte, a făcut un condamnat definitiv, atenție, are încă dreptul la o... Are dreptul la... La ce? La pușcărie? Nu, să spună că nu i s-a luat în considerare probele. Păi se ducă la CEDO, dar să vină să-și execute pedeapsa. Ea acum nu mai are, i s-a terminat procesul, a fost judecat în faze procesuale. De către o instanță, dar și Iohannis al doua a fost judecat în fața procesoare și a fost judecat în anulare. Nu. Ăla este un proces civil, asta este o minciună și o manipulare pe care o spune televiziunea. Inculpatul nu spun Fugar eu, lasă televiziunea, da? Că eu nu stau ăla la a fost un proces civil legat Mălin, de retrocedere. Mălin, eu nu iau bani de la televiziune, tu iei bani 4500 de dolari de unde? Nu, nu iau bani de la Udrea. Domnul Vișan, Udrea vă ține sub papuc. Prietene, uite de la mine, nu la cameră. Eu am firma mea, muncesc, poftim acum, gata, a început să faci cum faci cu jandarmii. Nu, dai să vorbim frumos. Mălin, ne știm de prea mult timp, amândoi. Știi că avem păreri inclusiv comune, știi că nici mie nu-mi place. Nu știu, de când a luat-o DNA-ul pe Udrea, nu prea mai avem păreri. Nu, de când sunt abuzurile în țara asta îngrozitoare. Ți-ai dat ceva de portocală? Ți-a plăcut ceva cu portocală? Portocală este un exemplu care nu este soluționat definitiv în justiție. Aș vrea să vedem. Dar ție îți place ceva de portocală? Abuzurile de când sunt domnul Vișan. Și-a făcut? Ți-a plăcut? Nu știm, aștept să pronunțe justiția. N-ai văzut înregistrările cu Chiodeși? Ce zice Ghiță, n-am încredere. Dar înregistrările cu Chiodeși și cu prietena ta. Aia când spune de capas cu ministru, cu Chiodeși, nu ai văzut? De când sunt abuzurile? Folosite de televiziunea inculpatului Ghiță. Nu ești corect.
nu ești corect. Când e punctul tău de vedere, da, trebuie să-l țipi, să-ți spui. Când îți spun, dar îți convine abuzul ăia, îți convine abuzul portocală, îți convine abuzul celuilalt, aia nu-ți convine. V-a spus că aștept să se pronunțe justiția. La Udrea s-a pronunțat de infractoare și dumneavoastră îi luați apărare. Păi atâta timp cât ai înregistrări. În loc să-i spuneți, haideți să vă zic eu. La Elena cine înregistrări ai? La Elena cine înregistrări ai? Dumneavoastră, domnul Vișan, ar trebui să spuneți, Elena, vino, te rog frumos. Eu spun ce vreau eu, că suntem într-o țară liberă. Eu am fost la revoluție. Tu ai fost la revoluție? Știu. Ai fost? Ai fost la revoluție? Unde? Unde? La Reșița. La Reșița. Dar ce relevanță are, că nu vorbim păi despre nu, mine. Nu, tocmai pentru că am ieșit. Nu am fost ministru. Nu, pentru că eu am ieșit în stradă pentru libertate. Nu, eu sunt la televiziune, ai culpatul lui Chiță. Eu nu sunt politician, sunt la ministru. Ca să apăr infractorii. Protocolul când s-a făcut domnul Vișan, sub patronajul cui s-a făcut? De la Năstase încoace toți le-au semnat. Ia uitați aici. Vedeți? De la Năstase încoace toți. Chiță, vin o țară, Chiță. Știa și domnul Băsescu? Eu nu știu dacă știa, eu nu știam. Eu am fost într-un partid de putere, habar n-am. Nu știu, eu habar n-am de existența protocolelor. Dar protocolele astea ce îmi spun? Că de fapt justiția o face SRI-ul. Vă place? Dar pentru ce plătim domnul Vișan? Pentru ce plătim serviciile secrete? Nu ca să dea informații? Da, de acord cu dumneavoastră. Când securitatea te urmărește și tu urmărești telefoanele, că trebuie mai rău. Păi dacă furați, e bine că vă urmărește, domnul Vișan. Nu, poate furi tu. Politicienii, dacă fură, e bine că îi urmărește. Tu dacă ești sincer, spune de unde îți iei salariul. E pe Google informația. Nu, de unde îți iei salariul? E pe Google informația. Politicienii trebuie să facă legi să nu se mai fură. E pe Google informația, domnul Vișan. E ok, mai lămurit.